Liceul Ion Ghica din Răcar a beneficiat de un amplu proces de reabilitare, modernizare și extinderea clădirii. Acest lucru va asigura creșterea calității procesului educațional și accesul la educație. Panglica tricolor a fost tăiată de ministrul educației Daniel Funeriu, de președintele Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu și de primarul orașului Răcari Marius Caravețanu. După tăierea panglicii a fost oficiată o slujbă de sfințire pentru noua clădire. Se binecuvintează instituția aceasta de învățământ prin stropile cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Perioada de implementare a proiectului Reabilitare, Modernizare și Extindere Liceului Teoretic Ion Ghica a fost demarată la jumătatea anului 2010. Astăzi, în această zi sfântă, la Răcari este sărbătoare. Suntem în fața inaugurării unui obiectiv ce face cinste localității noastre, a primului obiectiv finalizat din fonduri europene, din seria celor patru aflate în diverse stadii de implementare și alături de multe altele din diverse alte surse de finanțare. De ce această zi de Sfânta Filoftea? Pentru că așa cum de câteva sute de ani Sfânta Filoftea ocrotește țara românească. Liceul de aici arată acum foarte bine în zonă, se încadrează perfect urbanistica locală. Când stăteam aici la masă, poate unii dintre voi m-ați văzut, îmi dă un SMS primarul PSD de la Voinești și vicepreședinte de la PSD cu următorul mesaj. Dacă dumneavoastră doriți, puteți. Vreau să tăiem împreună o panglică la Voinești. Am trecut pe lângă liceul Răcari și m-am îmbolnăvit. La finalul întâlnirii, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a rugat publicul să cânte tradiționalul la mulți ani, în cinstea primarului Marius Caravețanu, care s-a născut pe 7 decembrie.